Noi scumpiri anunțate de guvern. Coaliția de guvernare a finalizat lista măsurilor de modificare la codul fiscal care vor fi aprobate zilele următoare. La capitolul accize la alcool, acestea vor fi de 20%, adică 6 bani per litru începând cu 1 ianuarie 2023. La țigări acciza crește cu 31 de lei, 60 de bani per pachet, de la 1 august anul acesta. La TVA s-au decis următoarele modificări: pentru restaurante, catering, hoteluri, TVA crește de la 5 la 9%. La locuințe se va aplica un TVA de 5% doar pentru o locuință până la plafonul de 600.000 de, de lei, dar și până în 80 de metri pătrați utili. TVA-ul la băuturile cu zahăr crește de la 9 la 19%, iar aici intră și berea fără alcool. În privința impozitului pe tranzacții imobiliare la persoane fizice, se exclude deducerea de 90.000 de euro per imobil vândut și se trece la impozitare de 1% pentru o locuință mai veche de 3 ani și impozit 3% pentru imobile de până în 3 ani, cu excepția moștenirilor, scrie presa centrală. Se vor aplica și deduceri pentru familiile care au copii de 100 de lei per copil dacă copiii sunt la o formă de învățământ. Dacă o familie are mai mult de 4 copii, impozitul pe venit este zero.